Termenul scadent pentru plata impozitelor locale este 30 septembrie. Cei care nu plătesc în termen vor fi penalizați cu 1% pe lună. Contribuabilii ZLOM, persoane fizice și juridice, au la dispoziție mai puțin de o lună pentru plata impozitelor și taxelor locale. Data de 30 septembrie este termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale aferente semestrului al doilea. Pentru achitarea la termen a obligațiilor fiscale principale, începând cu ziua imediat următoare, se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună și fracțiune de lună, până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Pentru a evita plata majorărilor de întârziere, Primăria Municipiului Zalău recomandă atât persoanelor fizice cât și celor juridice să achite la termen impozitele și taxele datorate bugetului local al municipiului Zalău. Plata impozitelor și taxelor locale se poate efectua numerar sau prin intermediul cardului bancar, la ghișeele din cadrul primăriei municipiului Zalău, în numerar la ghișeele Check Bank, prin virament bancar în conturile municipiului Zalău afișate pe site-ul www.zalausj.ro, secțiunea taxe și impozite locale, precum și electronic cu cardul prin intermediul paginii web ghișeul.ro pentru persoane fizice. Primăria municipiului Zalău anunță că începând cu luna august 2017 a implementat soluție informatică pentru plata cu cardul prin intermediul paginii web zalausj.ro, secțiunea Plătește online cu cardul pentru persoanele juridice care doresc să utilizeze această metodă de plată, cu precizarea că pentru orice plată efectuată de către aceștia nu se percepe niciun comision agentului economic.